Accidentul a avut loc în jurul orei 13:45 de minute, iar la scurt timp după impact, vehiculele ardeau violent, stârnind panică în rândul oamenilor de rând care se aflau în zonă. Din ancheta preliminară a polițiștilor rutieri, rezultă că unul dintre șoferi în vârstă de 30 de ani din Târgoviște, care circula pe direcția Vama Gura Humorului, a pătruns ușor pe contrasens într-o curbă, moment în care a acroșat celălalt vehicul greu, condus de un bărbat de 37 de ani din Cluj-Napoca. Cele două autovehicule au intrat în coliziune laterală, unul dintre rezervoare fiind spart, astfel că în scurt timp a izbucnit un incendiu. Prima mașină care a luat foc era încărcată cu robineți, vene și alte piese industriale. Incendiul s-a extins și la al doilea vehicul greu, care avea ca remorcă o izotermă care nu avea încărcătură. Primul autovehicul a ars în totalitate, în timp ce la celălalt a fost salvat capul tractor. Leziuni a acuzat doar tânărul șofer din Târgoviște, care avea rând la brațe, fără a fi vorba însă despre nimic grav. La fața locului au intervenit echipaje de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung Moldovenesc și de la garda de intervenție Gura Humorului, cu 4 autospeciale cu apă și spumă. Alături de acesta a intervenit și grupa operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. Casa din apropiere nu a fost afectată de flăcări. În urma accidentului rutier, traficul de pe DN17 a fost blocat în totalitate până la ora 16. Mai multe echipaje de poliție rutieră trimise la fața locului au asigurat însă devierea circulației pe 3 rute alternative. Pentru îndepărtarea componentelor rămase pe carosabil au acționat 2 utilaje de la Comitetul Local pentru Situații de Urgență Vama și unul de la Secția de Drumuri Naționale Câmpul Lung Moldovenesc. De asemenea, pompierii militari au spălat suprafața carosabilului și au îndepărtat scurgerile de carburant și lubrifiant pentru prevenirea accidentelor sau altor evenimente nedorite. Vă reamintim că la începutul lunii august în județ s-a înregistrat un nedorit șir de accidente rutiere provocate de șoferii unor vehicule grele. Un șofer de basculantă a provocat un accident în urma căruia au decedat 2 persoane, în timp ce un alt conducător auto a stârnit panică după ce s-a răsturnat pe Mestecăniș cu o cisternă încărcată cu alcool etilic inflamabil.